Două fotografii absolut fabuloase, doamnelor și domnilor, care ne dezvăluie un lucru extrem de interesant. Au copiat de-a lungul generațiilor la BAC elevi și elevi. Ei bine, cu ce se confruntă în momentul acesta profesorii din partea generației high-tech este extrem de interesant. Ei bine, cei care au fost prinși copiind în zilele acestea la sesiunea de vară a bacalaureatului au fost prinși în felul următor, cu mânuțele la vedere, ținând foaia, atenție atunci cu ce au făcut fotografia. Haideți să vedem explicațiile din partea secretarului de stat din Ministerul Educației. Unde și-au ascuns camere elevii care au copiat la BAC? Au fost identificate 5 fotografii distincte, 4 dintre ele au putut fi și localizate, în sensul că s-au identificat centrele de examen. 2 dintre candidați au fost deja identificați și eliminați. Dacă se văd ambele mâini, atunci clar, camera este într-un nasture sau în ochelari. Astă vară a fost identificat un candidat chiar cu cameră în nasture și avem și dispozitivul respectiv. Cum credeți că până la urmă au reușit să vadă și rezolvările? Este foarte simplu să ai niște căști care se fixează direct pe timpan și am avut și astfel de situații. Între cei de astăzi care au reușit să posteze subiectele, știm exact cu ce mijloace tehnice au intrat în examen? Da, într-unul din cazul se știe că a fost un telefon, la celălalt suspiciunea este că a avut o cameră fie în masca de protecție, fie în ochelari. Asta s-a constatat din vizionarea imaginilor de pe camera de supraveghere. În schimb, se vede foarte clar locul în bancă din care a fost realizată fotografia, ceea ce ne ajută la identificare. Camera ascunsă în masca de protecție. Doamnelor și domnilor, aceasta nu este o emisiune din care să ne reproșeze careva că învățăm copiii cum să copieze. E clar că ei știu. Aceasta este o bucată de emisiune prin care să atragem atenția părinților și profesorilor care se confruntă cu aceste lucruri. Unde s-a ajuns? Laurențiu Matache, realizator Tu4IT, alături de noi. Bună ziua, Laurențiu! Ceva m-a lăsat totuși cu imaginația sus de tot. Casca de protecție direct pe timpan. Te rog să ne explici cum a funcționat chestiunea de astăzi, zilele acestea de la BAC, de la camera din masca de protecție, din nasture, din ochelari, până asta mai văzut. Ne-am mai întâlnit și noi cu situații. Până la primirea răspunsului în casca de pe timpan direct. Bună, Ana, da, cam astea sunt metodele vechi pe care cred că le practicam și noi pe timpuri, eu nu am practicat, dar auzisem. Nu, casca se fixează cu un magnet pe timpan, ai un pix, pixul cu care ții la BAC este un pix cu SIM, cu Bluetooth și se face automat transmisia. Iar referitor la cameră, o să-l contrazic pe domnul de la minister, camera este, sau majoritatea camerelor, se pun pe nasture, nici de cum pe mască sau pe ochelari. Stai puțin, e clar că nu ne urmărești în momentul acesta pe ecran, Laurențiu, este chiar o mască înfiptă cu cameră de filmare în ea. E un delay la mine, acum am văzut. Acum o vezi, bun. S-a întâmplat în Italia, unde a fost prins un domn care dădea examenul de conducător auto echipat în acest fel, camera secretă în mască direct, deci iată. Noi vorbim de sisteme cu cameră mult mai micuțe și foarte greu de detectat, pentru că aceste practici le vedem la universități unde se dau examene, mai nou și la bacalaureat, pentru că ei pot trece cu aceste sisteme, pentru că cei de la BAC spun că dacă le-au montat o cameră în clasă, automat dețin controlul. La universități mai vine un profesor cu un sistem de pluiaj și automat căștile sunt detectate. Dar la bacalaureat nu o să dai fiecărui supraveghetor un sistem de bruiaj ca să detecteze. Ne-ai răspuns fără să știi la întrebarea de final, Laurențiu, care e șansa profesorilor să oprească un astfel de fenomen doar și o astfel de generație? De doar cu sisteme de bruiaj. Dumnezeule, în ce fel vor da copiii noștri examene de acum înainte cu aparatură de bruiaj în sala de examen? Mulțumesc, Laurențiu, pentru toate aceste explicații. Doamnelor și domnilor, vă vorbeam însă
însă de o ipoteză lansată de un personaj interesant din afara mediului politic. Domnul Câțu ar urma să fie președinte.